Cine crede că ambițiile politice sunt mai mari la oraș decât în lumea satului se înșală. Alegerile pentru desemnarea noului primar al localității prahovene Scorțeni au împărțit comunitatea în două tabere. În timp ce o parte dintre localnici îl consideră potrivit pentru fotolul de edil pe reprezentantul PDL, Mișu Neacșu, alții sunt de părere că Iulian Barbu de la USL ar trebui să iasă învingător din cursa electorală de pe 1 mai. De aici până la lansarea de acuze între cele două tabere, inclusiv în săptămâna patimilor, a fost doar un pas. Localnicii spun că fiecare a oferit diferite cadouri pentru a-și atrage mai mulți simpatizanți. Acolo, ce am avut interviu de pentru alegeri? Că unii au fost excursii, cred că 10 excursii într-o săptămână. Și de la un partid și de la... Mai multe la PDL. PDL-ul a făcut mai multe excursii. Care nu știți că și PNL-ul a avut sâmbătă 150 de mașini pe alegeri. Mai mult de 150. El așa a împărțit cliente până sat. PSD-ul și pe PDL. Și ce te încălzește, mă, că păi da. Pește, mălai și o sticlă de ulei și o ciocolată, atât s-a dat. Dar cine a dat? Cum îi zice, mă, lui? Nu știu cine a fost, dar am pula gura. Nu știu, era cineva străin, nu l-a cunoscut, care a venit în poartă. Noi nu eram acasă. Dar pentru cine? Pentru cine se dădeau cadourile astea? Cred că pentru... Pentru votare. Pentru votare, da, și normal. Dar chiar nu știu care este, cred că s-ar putea să fie ăsta în Bordeni. Domnul Mișu Neacșu. Pe el îl votez, pentru că e un om de sat, un om care a făcut multă treabă aici în comună, el a lucrat în primărie și știe tot rostul primăriei. De ce să intre altul care nu se poate? E normal. Eu așa consider. În mai puțin de două săptămâni, localnicii își vor putea alege favoritul, așa că până atunci atât Mișu Neacșu cât și Iulian Barbu se ocupă cum pot mai bine de campanie. Unul celălalt este... un element totuși bun, adică nu vreau să spun că sunt puternici amândoi. Acum depinde și de noroc și depinde și cum ne mobilizăm. Pentru că și domnul acela are în platforma program ceva bun și chiar avem și de învățat, dar noi sperăm să învingem noi. Până în momentul de față, cum s-a desfășurat campania? Până în momentul de față s-a organizat pe la Misla, Scorțenii, Bordenii Mari, Bordenii Mici. Am văzut că și ceilalți candidații au venit cu vreo 200 de mașini ziua pe 16, când a început deja campania și a decurs fără incidente. Începând cu octombrie-noiembrie, am văzut autocare care, sub o formă mascată, să ducea oamenii în excursii, chipurile de voiaj, dar era cu tendință electorală vădită, pentru că ei știau că primarul suspendat Bazg va pierde recursul și alegerile anticipate sunt inerente. Pentru alegerile parțiale din data de 1 mai pentru funcția de primar în Scorțeni, în urma cărora viața comunității ar trebui să reintre normal, biroul electoral de circumscripție funcționează în sediul primăriei.